Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Bun venit! Am Zapelea, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Dinică, Octavian Cotescu, Iurie Darie, Ștefan Iordache, George Constantin, Emil Hosu. Acești maestri nemuritori au fost eroii din copilăria invitatului meu. Avea 13 ani când a jucat în primul film, unde partener direct i-a fost Am Zapelea. Anul acesta s-au împlinit 44 de ani de când a fost lansat primul episod din serialul de televiziune Toate pânzele sus. A fost și este vedetă a acestui serial domnul Cristian Șofron, directorul teatrului Stella Popescu. Bun venit! Bine v-am găsit, mă bucur mult că suntem împreună. Și eu mă bucur tare, tare mult. Nu ne-am mai văzut de atâta vreme și sunt atât de multe lucruri și de amintit, dar și noi. Pentru că acum sunteți director la Teatrul Stella Popescu, aveți foarte multă treabă, ați început deja, nu? Da. Și cum vă simțiți? În formă maximă, da. Viața e destul de ciudată, după ce probabil că știți, am fost câțiva ani de zile directorul Teatrului Odeon. Iată că acum am parte de o nouă provocare, de la un teatru cu tradiția Teatrului Odeon, cu clădirea Teatrului Odeon, am acum ocazia să, practic, să dau un nou drum unui teatru foarte, foarte tânăr. Așa cum este Teatrul Stella Popescu, are doar măsura. 5 ani. Măsura mea. Aș vrea foarte mult să reușim împreună cu colegii mei să dăm un traseu, să dăm un stil a acestui tânăr teatru, așa cum spuneam. Așa să fie, așa să fie. Da, vreau să vă întreb, maestre, nu vă deranjează? Sunteți deja maestru în ale vieții, în ale teatrului, în ale filmului. Aș putea să vă spun maestru. Acum, nu știu dacă hai, spuneți maestru atunci. Nu, mai ce să... nu mie mi se spune așa. De obicei, culmea, vă rog să mă iertați, mi se spune Nea Cristi. Nea Cristi mi se spune pentru... Și chiar colegii mei, care au ceva ani mai mulți decât mine, tot așa îmi spun. Asta înseamnă exemplu, că sunteți foarte apropiat, nu? Suntem foarte apropiați sau faptul că eu am început foarte devreme, eram copil și ei erau foarte tineri, a rămas această, nu-mi dau seama ce, iată, domnul Repan îmi spune Nea Cristi, Milu Hosu îmi spunea Nea Cristi, ceea ce a rămas așa un fel de legendă, dar mă bucură foarte mult. Maestre, dintre toți eroii enumerați de mine mai devreme, monștri sacri a ecranului românesc, pe cine l-ați privit ca pe un părinte? Să zic așa. Nu mi-e greu să vă spun că pe domnul Am Zapelea l-am avut cel mai aproape de sufletul meu. Asta și poate pentru că a fost primul film important pe care l-am făcut alături de dumnealui. Dar la fel de bine aș putea să-l amintesc aici pe Sergiu Nicolaescu, regizorul acelui film. Amândoi mi-au trasat într-un fel, dacă vreți, destinul și poate nu numai destinul artistic. Da. Poate chiar și destinul uman. Domnul Amza mi-a fost foarte, foarte apropiat, chiar dacă erau perioade în care nu ne vedeam, poate chiar nu vorbeam, atunci când vorbeam sau ne vedeam, parcă ne-am fi văzut acum două zile. Dar dacă făceați câte o prostie pe platou de filmare, domnul Sergiu Nicolaescu, regizorul cu mână de fier, vă lua de urechi? Nu. Nu făcea gesturi nu, din știți, acestea forțate? Nu, eu am o părere care e un pic altfel decât a multora, apropo de domnul Nicolaescu. Părerea mea este, în continuare și după atâta timp, așa, că era un om foarte sensibil. Această aură pe care el și-o făcuse de dur, era, sigur, era un om radical, autoritar. Un om autoritar, exact. Cred că ascundea, de fapt, o mare, mare sensibilitate. De altfel, dacă ne uităm un pic mai atent la filmele lui, o să vedem că sunt pasaje, sunt secvențe de o rafinată sensibilitate, lucru pe care lumea, în general, nu prea l-a băgat în seamă. Dar eu țin foarte mult la această părere a mea. O să ne uităm la o secvență din atunci. I-am condamnat pe toți la moarte. Unii spun că rolul pe care l-a făcut Amza ar fi cel mai bun rol al lui dintr-un film românesc și poate nu numai. Da, așa este. Și domnul Nicolaescu credea că acest film este poate cel mai important din cariera lui. Iar domnul Amza și-a dat probabil măsura, dacă mai era nevoie, uriașului lui talent. Da, dumneavoastră ați debutat la radio, nu? Întâi, la 7 ani, ca să zic așa. Pe urmă ați
jucat la teatru, la Notara, pe la cât să fie? Pe la ce vârstă? Tot cam așa, 8-9 ani. Țin minte că la 9 ani am avut prima premieră la teatrul Notara, o lună la țară și apoi un alt spectacol și eu am fost în Arcadia al maestrului Lovinescu. Acolo a început practic traseul meu artistic. Avem fotografiile acelea din Cutezătorii. Aici sunt fotografii din filmul. Atunci am condamnat pe toți la moarte, dar aș vrea să vedem fotografiile din Cutezătorii. Auziți, meastră, apăreați în revista Cutezătorii. Da, așa. Și mă mândresc cu asta, păi, să știți. Să nu? Mă mândresc cu asta. Toți mergeam, cumpăram revistele acelea și Almanahul. Era de preț. Chiar mă uitam acum și benzile desenate. Am reluat benzile desenate care erau în el. Acolo e practic un alt început. Iată, al uite. Meu. Da. 1969. Uite. Da, da, da. La cercul de teatru al Palatului Pionierilor, de fapt și de drept, cam acolo mi-am început drumul artistic, la cercul de teatru al acestui palat. Și de acolo toate am făcut niște spectacole, iată. Da. După care am început, așa cum spuneați, televiziune, radio și câteva filme de mai mică întindere. Apoi, sigur, cel mai important, acesta al lui Sergiu Nicolaescu. Cum ați ajuns să vă vadă Sergiu Nicolaescu, să dați probă pentru acest film? Ați fost mulți copii? Cum aici am vreo 10 cum persoane care tot spun că ele m-au recomandat lui Nicolaescu. Așa? Nu am să le pronunț numele aici. Da, am ajuns la niște probe. Am înțeles că au fost vreo 60 de copii inițial. Când am ajuns eu, mai erau vreo 3-4 doar. V-ați dus de mână cu mama, erați minor. Da, nu puteați să vă duceți singur. Da. Mama a fost cea care m-a ghidonat tot timpul, a fost lângă mine. Tot timpul, ea fiind un suflet, nu avea niciun fel de legătură cu această meserie, dar fiind un suflet de artist important, după părerea mea. Ea m-a dus și mi-a alimentat de multe ori zona asta artistică. Și când a văzut că și performați, că iată, Sergiu v-a ales să fiți vedeta filmului. Da, vă dați seama ce era în perioada aia să faci un film. Era ceva halucinant. Da, da, da. Cine și închipuia lucrurile astea. Recunosc că și din punctul ăsta de vedere, probabil că am fost un om norocos. Întâlnirea cu unul dintre eroii dumneavoastră, da, ai copilăriei pe care ați avut-o, cu maestru Amza Pelea, cum a fost? S-a întâmplat înainte, logic, de filmări, da, da, da. Înainte era o tihnă, nu? Era un timp în care trebuia să vă cunoașteți mai mult chiar, nu ca acum totul pe repede înainte. Da, da, din păcate, acum alergăm tot timpul după fel și fel de lucruri, nu prea știm după ce. Așa. Atunci parcă aveam timp să ne așezăm, așa cum spuneați, pe roluri, pe gânduri, pe sentimente. Da. Filmările dureau luni de zile, până apărea filmul dura un an, Pânzele Sus a durat 2 ani de zile să-l filmăm. Ce fotografie frumoasă aici! Asta este de la premier. Iară, da, ce frumos. Uite câtă nostalgie. Da, da. Eu sunt, nu parc acolo. Și cu Papion, și cu Papion, costum, da. Frumos. Asta e o secvență din film. Da, așa cum spuneam, aveam timp să ne așezăm. Iar întâlnirea cu domnul Amza a fost... Iată, aici avem fotografia cu autograful pe care vi l-a dat. Da, de unde aveți? Da, domnul Amza, repet, și n-am să obosesc să repet lucrurile astea, mi-a fost extrem de apropiat. De când ne-am întâlnit, sunt convins și că și dumnealui a simțit cam același lucru, parcă ne știam de o viață. Așa. Mi-a fost, nu mentor, mi-a fost, cu sau fără ghilimele, mi-a fost ca un tată toată perioada aceea. Haideți să ne uităm împreună la o secvență din filmul Atunci i-am condamnat pe toți la moarte și revenim cu povestea. Rămâneți! Cu drag! Nu stă lungit pe pământ. Pământul are putere ascunsă, care intră în om cu multă viclenie. Da, uite, ești tu gloarcă. Nu-mi vine să cred. Cum ai scăpat? Nu te-au văzut? Pe mine? Ipule! Lasă. Tu poți să-mi spui cum vrei. Hăilal să-i ferească bunul și îndurătorul Dumnezeu, să-mi spun așa.
Facem politică sau ne jucăm? Ne jucăm. De ce? De Napoleon, împăratul francezilor. Tu ești țarul Rusiei și spui: bă, Napoleon, m-ai bătut la Austerlitz și la Iena și la... și în multe alte locuri. Dar dacă te vei încumeta să mă atași la mine acasă, va veni o iarnă foarte grea, tu vei pierde toți grenadierii și eu te voi înfrânge. Da, așa spun. Acum eu sunt Napoleon și spun: bă, țarule, eu nu mă tem de iarnă. Nu va da nici prima brumă și tu vei veni în genunchi la mine și-mi vei cerși iertare, pentru că nici iarna, nici nimic nu mă poate înfrânge pe mine. Napoleon Bonaparte. Da, așa spui. Și începe lupta. Trecăre, schimbe, fulfuie săbile, bubuie turnurile. Noi doi, tu și cu mine, ne avântăm cu baionetele la arme. Luăm steaguri, dormim în zăpadă. Nu, e omisarul. Nu, acum e soldat al meu. Bine, sunt. Știi? Este un cântec tare vechi. Nu știu dacă scrie în cărți de el. Bună parte, nu-i departe, vine să ne dea dreptate. Mai încolo nu știu. Îți place? Foarte frumos. Doamne sfinte, s-a făcut de prânz. Am rânduit-o acasă tot. Am spart lemne, am cărat apa, am măturat curtea. Dar dacă au domniile lor nevoie de mine și mă caută, nu vii acasă? Nu, mai stau, mă uit la ce. Mă gândesc, mai scriu ceva. Doamne sfinte, cum să scrii fără hârtie? Scriu în cap. Vezi să nu ți se turbure creierele. Maestre, ce întâlnire! V-am văzut că ați căzut pe gânduri. Bănuiesc că se desfășoară, se derulează, nu? În mintea dumneavoastră. Da, e formidabilă totuși mintea actorului. Probabil că nu o să mă credă, dar îmi amintesc replici întregi de acum ani de zile, de când e acest film. Mi-amintesc uneori întâmplări din jurul filmărilor, din glumele care erau. E ciudată cum e formată mintea unui actor. Dar nu că sunt în fața dumneavoastră aici, dar aproape de fiecare dată mă emoționez când văd secvențe din filmul ăsta în mod special. Filmați într-un lan de porumb, bine, nu numai acolo, dar unde anume s-au făcut filmările? Cea mai mare parte a fost undeva prin Dobrogea. Erau niște sate părăsite. Sunt mai târziu niște secvențe cu niște explozii extrem de spectaculoase pentru acea vreme, mai ales că ele erau de adevărat făcute. Și țin minte chiar că la un moment dat eu trebuia să trec printre ele. Era un traseu făcut. Domnul Sergiu a zis că el apasă butoanele ca să aibă siguranță că nu se întâmplă nimic, pentru că era într-adevăr explozibil. Poate în cantități mai mic, dar erau... Și țin minte că la un moment dat a apăsat și s-a făcut atât de mult fum și praf și cădeau de sus lemne din casele acelea, încât eu nu m-am mai văzut în toată nebunia asta. Și îmi spunea lumea de acolo, zice: măi, nu l-am văzut pe Sergiu aproape niciodată, că s-a făcut alb la față și nu mai știa ce să facă, să oprească, să lase, nu mai știa ce s-a întâmplat cu mine. Da. Amintiri. Ați avut scene și cu maestrul Octavian Cotescu, da, care v-a fost profesor, nu? Da. După atâția ani, nu, trecând ani, l-ați avut profesor la clasă, la actorie. Da, cu dumnealui s-a închis într-un fel un cerc. Faptul că a fost, iată, primul film important pe care l-am făcut, da, am fost cu dumnealui, l-am cunoscut și m-a cunoscut. Și după aceea, așa cum spuneați, l-am avut profesor la facultate. Multă lume spune că a fost unul dintre ultimii boieri ai acestei meserii și poate chiar ai Bucureștiului. Un om
absolut fantastic, de o eleganță și de o înțelepciune și de un rafinament deosebit. Aveți în acest film, la fel, o secvență intensă cu maestrul Ion Besoiu. A trebuit să-l împingeți cât colo. A trebuit să vă faceți curaj, nu? Și da, așa, da, un copil de 13 ani fiind, să... Da, nenea Jimmy Besoiu, pe care, iată, și pe dumnealui l-am avut după aceea în toate pânzele, da, sud. Doi ani de zile, aproape zi și zi ne-am văzut. Vedeți, am avut această șansă și n-am să obosesc, să spun, de a mă întâlni de foarte devreme cu niște oameni absolut minunați. N-am cum să nu fiu decât recunoscător pentru asta. Mi-amintesc, vă rog să mă iertați că vă întrerup, de o secvență apropo de domnul Amza și de relația noastră. E mai târziu o secvență în care, poate una dintre cele mai dure secvențe, în care plângem unul în fața celuilalt, despărțirea când el pleacă la moarte. Și domnul Nicolaescu m-a luat deoparte și a zis: Cristiane, vino să ne pregătim pentru scena aceasta. Și a început să uite la mine într-un fel, crezând că mă montează. Și pe mine m-a bufnit râsul, sincer să fiu, m-a bufnit râsul. Măi, Cristiane, ce facem, că e secvența? Și a venit domnul Amza după aia și a zis: Sergiu, lasă-l un pic cu mine. Și a stat un pic de vorbă cu mine și secvența a ieșit așa cum vedeți trebuia, în film. Da, da, intens. Oameni minunați. Dar secvența aceea cu Amza pe catafalc, da. Știu și sigur v-a impresionat, și nu numai pe dumneavoastră, pe toți cei de acolo. Da, o secvență de curaj, dacă vreți. Da. O slujbă religioasă. O să vedem, chiar o să îi rog pe colegi să vedem secvența respectivă. Da, emoție, sentimente... Cam cu asta se lucra. Teribil. Da, aveați 25 de ani, dacă nu mă înșel, în 1983, când s-a stins maestru Amza Pelea. Vă mai aduceți aminte cum ați auzit? Din păcate, nici la domnul Amza, nici la domnul Cotescu n-am putut să fiu prezent. Nici la el, nici la maestrul Cotescu. N-am putut să vin să-mi iau adio, la revedere de la dumnealor. Nu mai țin minte exact. La domnul Cotescu știu precis că eram repartizat la Oradea pe vremea aceea și aveam premieră exact în ziua aia. N-am putut să o amân, să schimb data. Iar la domnul Amza eram la o filmare în Germania, țin minte, și iar n-am putut să fiu. Lucruri care m-au marcat foarte mult pe vremea aceea. Dar... Și atâta dor, nu? Că bănuiesc că știu că la un moment dat, când ați dat examen la institut, nu, i-ați cerut părerea, da, maestrului, da, Amza Pelea. Da, da. Iară, uite, vă spun din casă, cum se spune. M-am dus la dumnealui și m-a întrebat doar ce repertoriu am. M-a ascultat la o poezie și mi-a spus: te rog pe asta să o scoți, că nu e de așa. Și mi-a spus ceva extraordinar și a și făcut-o. Mi-a spus așa: Cristi, eu ar trebui să fiu în comisia de examinare. Mi-a venit rândul în anul ăsta să fiu în comisia de examinare. Eu am să mă retrag din comisie pentru că vei candida, da, tu, ca să nu spună lumea că ne cunoaștem și că ai filmat cu mine și dacă e să intri, de-aia a intrat. Mi s-a părut atunci, poate atunci n-am înțeles exact, dar noblețea gestului dumnealui mi se pare acum unică. Și s-a retras din comisie și m-a lăsat să mă descurc singur. Minunat. Când ați văzut acolo afișate rezultatele, nu, bănuiesc că imediat ați sunat în afară de părinți, da, ați dus să dați o veste, nu? Da, da. A fost o mică problemă cu mine atunci și nu spun ca să crească mie cota, dar țin minte că spunea lumea când am intrat eu: măi, pe băiatul ăsta nu trebuia să-l băgăm, ce să-l mai învățăm noi acum pe el când are 20 de filme sau nu știu ce făcusem, lucru care era absolut neadevărat, absolut. Eu cred foarte mult în școală, în general, și în școala de teatru, deși sunt acum multe voci care spun că dacă ai talent, ce-ți mai trebuie școală, ceea ce nu este adevărat. Așa că am încercat să fiu tot timpul prezent, atâta timp cât s-a putut la școală, și am învățat enorm. Dar mă gândesc ce copilărie a fost copilăria dumneavoastră cu atâtea filme, nu?
Că nu prea a fost copilărie. Copilăria, nu? Ca mai și copilăria, muncă. Cu școala a fost la mai școală, complicat. La școală, da. Erau și multe invidii, așa, multe tachinări, nu? Multe... Nu prea, aș putea să vorbesc așa? Mult despre lucrul ăsta, pentru că, sigur, era o situație delicată pentru mine când intra mașina, țin minte că pe vremea aia făceam coproducție cu nemții și cu franțuzi și intra mașina cu număr franțuzesc în curtea școlii și mă lua la filmare. Oh. Era o situație delicată în care eu mă simțeam extrem de neplăcut. Numai că poate că eu mă purtam într-un anume fel pentru că am rămas în relații cu mulți dintre colegii de liceu, dar în relații în sensul că ne vedem în fiecare vineri, 5, 6, 10 dintre noi care pot, desigur, ne vedem în fiecare vineri, în diverse locuri din București, deci iată că și ei m-au păstrat în sufletul lor și asta a însemnat tot timpul pentru mine faptul că m-am purtat bine, nu m-am dat mare. Că nu erați arogant, exact, niciodată, erați încrezut. Deși toată viața mea m-am chinuit cu părul care era mult mai lung decât cel așa. Tot timpul aveam fel și fel de aprobări de pe la ministere, de pe la... Serios? Pentru că mă oprea miliția, mă opreau, îmi întrebau profesorii, da, tu că... Și știau și nu știau, tot aveam problemele astea. Dar cred că m-am purtat normal, atâta timp cât am fost la școală, m-am purtat normal cu ei și lucrul ăsta cred că ei l-au apreciat. În 1977 a apărut pe micul ecran, nu? Serialul de televiziune Toate pânzele sus. V-ați dorit mult rolul lui Mihu? Ați candidat, ați fost în competiție serioasă pentru rolul ăsta? Am fost într-o competiție extrem de serioasă. Așa? Și vă spun de ce. Și aici au fost probe cu mai mulți tineri, mă rog, copii, nu știu exact. Cu cine credeți că am ajuns eu când am ajuns la probă în finală? N-o să ghiciți 1000 de ani. Vă vedeați? Adică la finală sau când eram mergeați doi. La casting? Când am ajuns eu la probă, era încă un singur candidat. A, și v-ați văzut? Și ne-am văzut, sigur, la probele respective. Mm-hmm. Acest al doilea candidat, sau mă rog, prim candidat, era Horatiu Mălăele. Dacă puteți crede așa ceva. Serios? Deci când eu am ajuns la probe, la film, mai era Horatiu. Deci împreună ați combinat. Da. Ați concurat pentru același rol. Și iată că minunatul regizor Mircea Mureșan m-a păstrat pe mine în rol și de multe ori când mă întâlnesc cu Horatiu, el era proaspăt absolvent, era deja un tânăr actor în vogă, în creștere. Și îmi spunea Horatiu, ne-am întâlnit după aia la o filmare pentru Patrie și îmi spunea acolo la masă, zice, Nea Cristi, zice, eu am avut mari probleme cu matale. Dar de ce, Horățelu? Păi m-am gândit așa, eu eram actor la început de drum așa și vine un copil de liceu și mi-a mie rolul. Păi cum crezi, matale, că m-am simțit eu? Dar probabil că și din acest motiv am rămas foarte bun prieten. Iată, aici avem secvențe din Toate pânzele sus. Premiera a avut loc în martie, după cutremur, nu? După... Da, nu mai țin minte exact. Undeva pe 13 perioada... martie am citit că a avut loc premiera. Vă mai aduceți aminte cum a fost? Nu mi-aduc aminte foarte exact premiera, pentru că e un pic alambicată. Premiera de film a avut loc la Patria, fiind făcute 3 filme de lungmetraj din acest serial de 12 episoade. Cred că despre această premieră vorbim, pentru că premiera fiind la televiziune, a fost premiera de televiziune. Dar, așa cum vă mai spuneam, am stat 2 ani în filmări. Această replică, acum se spune destul de des, dar atunci așa a fost, făceam deja o familie, cel puțin noi, cei 5-6 din echipaj, eram deja, am stat un an și ceva, am avut camere la hotel, la un hotel din Constanța, ne lăsăm bagajele acolo și mai plecam la filmări prin alte locuri, prin Delta, deci practic aveam mai multe domicilii. Mâncam împreună, stăteam seriile împreună. Ce viață aventuroasă ați avut, domnule Șofron. Haideți să ne uităm un pic la o secvență. Câte stăm? 39.000 de azi dimineață. E mult.
E mult, băiete, dar corabia noastră poate și mai mult. Te-ai deprins cu instrumentele noi? M-am deprins, domnule. Dar cu câte nu m-am deprins, ce știam eu înainte? În afară de drumul de la Rucări la Stână, de la Stână la București și de la București la Urziceni. Ce mai știam? De când sunt cu dumneavoastră am învățat geografie, toate mările și toate oceanele. Și istorie. Ce istorie știam eu înainte? În afară de Osman Pașa și de Pleb. Ce mai știam? Acum m-ați învățat atâtea. Și nu numai istoria românilor, ci și a Bizanțului, a Atenei, a Romei. Când mă gândesc, mi se pare că nu mai sunt eu. Aș fi visat eu, acolo la oi, că o să umblu cu sextantul, cu lohul. Mă uitam la stele și nici nu știam ce sunt. Dacă aș putea să învăț și puțin algebră. Spuneți-mi, domnule, de ce minus și cu minus dă plus? Păi uite, dacă ai o datorie de 5 franci, cum se cuvine să o notezi în caietul tău de socoteli? Minus? Vă gândiți cumva să-mi puneți la socoteală cizmele? Nu, băiete, fii liniștit. Dar dacă din acea datorie, însemnată cu minus, scazi 10 franci, ce se întâmplă? Păi, întâi scap de datorie. Și mai rămâi și 5 franci pe deasupra. Vezi, cu minus dă plus? Înțeleg. E, uite, așa începe algebra. Păi vede. Maestre, părea așa de blând și de bun. Nu, maestrul Besoiu? Da, da. Un alt om minunat pe care l-am cunoscut și mi-aduc aminte că înainte de a se prăpădi și dumnealui cu un an și ceva, am fost la o emisiune împreună și m-a chemat deoparte și mi-a spus la ureche: Cristi, tu te-ai gândit că numai noi doi am mai rămas din echipajul nostru? Pentru că, într-adevăr, pe vremea aia numai el și cu mine mai rămăseseră împreună. Și zic: Neagimi, nu m-am gândit niciodată la asta. Ce, uite, așa este, da. Asta e, da, oameni minunați, deosebiți. Cum a fost întâlnirea cu Jean Constantin, cu maestru Constantin? Pentru că pe maestru Besoiu îl cunoșteați, nu? Când s-a întâmplat să-l cunoașteți și pe Jean Constantin? Da, nenea Jean, așa cum sunt convins că știe toată lumea, dar o poezie de om. Odată nu l-am văzut trist, deși știam că mai are probleme, stând atât împreună, auzeam de problemele fiecăruia. De familii, de alte... Niciodată nu l-am văzut trist, întotdeauna era alături de noi cu o vorbă bună. Să știți că lucrurile pe care le vedem aici, iată, cu vaporul, cu marea și care par așa idilice și de multe ori au fost extrem de dure, s-au întâmplat fel și fel de lucruri și pe mare, cu furtuni de adevăratele, cu pierderea zonelor ăstora de venit înapoi, de busolă sau cum se mai numește, n-am mai nimerit portul. Da, am ajuns odată în port noaptea, deja se trimiseseră patrulele marine să ne caute, nimeni nu mai știa de noi, iar când am ajuns în portul Tomis, erau deja mașini de salvare, de pompieri, toate astea care erau pe urmă, pentru că nimeni nu mai știa pe unde suntem, ce s-a întâmplat. Deci lucrurile pe vremea aceea, cu tehnica de atunci, n-au fost atât de simple. Cred. O, Doamne! Mama, cum stătea acasă cu sufletul la gură când dumneavoastră exact plecați pe mare, nu mai știa nimeni? Da, aici deja începusem, eram cam singur, m-au lăsat așa. Și eram deja pe picioarele mele. Erați student? Sau nu, încă eram liceu. Nu dăduseți bacul, bacalaureatul? Exact, cred că în perioada asta am dat bacul, da. Da. Nu v-a fost teamă, nu vă susțineau. A fost o problemă. Nu m-am ascuns niciodată că faptul că am lipsit de la școală perioade și calupuri și alea, nu mi-a fost ușor deloc cu învățatul, cu examenele, cu lucrurile astea. Sigur, colegii mă mai înțelegeau, profesorii n-aveau de ce să mă înțeleagă, ei vreau performanță și bine făceau. Până la urmă le-am trecut. Cum le-am trecut cu bine pe toate.
Pe 17 noiembrie 1989, eu așa am găsit data trecută, a avut loc premiera filmului Mircea, regia Sergiu Nicolaescu, din nou. Erați fiul lui Bayazid, încătușat, și mi-a tăiat torturat. Capul. Da, v-au măcelărit acolo, am văzut. M-au măcelărit, da. Îi spuneam chiar domnului Nicolaescu la un moment dat, zic, domnul Sergiu, nu știu cum s-a întâmplat, dar aproape în toate filmele dumneavoastră m-ați omorât, domnule. Ba mi-a stăiat capul, ba m-ați împușcat, ba nu știu ce mi-ați făcut, zic. Și am mai avut una drăguță, îi spuneam, zic, în astea pe care le-am mai făcut cu dumnealui, cu Războaie, zic, domnule, numai roluri de soldat mi-ați dat. Da. Nu m-ați făcut și pe mine ofițer. Și în Triunghiul Morții eram locotenent colonel și când m-a distribuit, mi-a zis, să știi că n-am uitat Cristiene ce mi-ai zis acum, nu știu cum. Nu uitase. Da. Mi-a zis, uite, acum ești ofițer superior. Da, și acolo, în Triunghiul Morții. Și acolo m-am pușcat. Iată. Exact. O, Doamne. Da. Ce super amintiri. Minunate amintiri. Și apoi, dacă ne luăm reper, primul dumneavoastră film important și până la Triunghiul Morții au fost atâtea filme. În total, cam câte au fost, maestre? Nu mă alint, dar nu le-am numărat niciodată, așa? Să știți. Nu știu, cred că sunt între 30-40 de filme. Eu am făcut într-o perioadă, am avut șansa să fac, destul de multe coproducții, lucruri care nu prea se întâmplau pe vremea aceea și nici n-au rămas foarte actuale în istoria cinematografiei românești. Nu prea știm de ele. Exact. Da, am făcut, de exemplu, un film, Cowboy se numea, în regia lui Dean Reed, care pe vremea aceea era și un cântăreț important și un regizor important, film de care nimeni nu știe nimic. Am mai făcut de asemenea un serial de 4 filme după 2 ani de vacanță, după Jules Verne. Tot o coproducție cu nemții și cu franțuzii, tot așa, un film care nu prea e discutat. Câștigați bine, domnule șofer, câștigați? Da, pentru vremea aceea, da. Ați fost chivernisit, ați pus banii deoparte, ce visați să faceți cu ei? Nu am pus bani deoparte pentru că întotdeauna îi aduceam acasă. Am cumpărat mobilă mamei și tatei, din ratele pentru casă. Țin minte că la un moment dat, apropo de asta, erau bani pe vremea aceea și domnul Jimmy făcuse o înțelegere cu studioul, îi făcuse un fel de salariu lunar pentru impozite, că ideea era să-ți dea 30% la început, cum e și acum. Da. Și făcuseră o înțelegere și a zis, dar tu nu vrei așa? Ce? Păi uite, să facem un salariu lunar ca să nu fie... Păi dacă voi v-ați făcut, făceți-mi și mie. Și aveam un salariu pe vremea aceea, era aproape de un ofițer din armata română, ceea ce era mult pe vremea. Deci puteați să fiți și arogant. Sigur că nu intrau mie bani. Faceți... Eu, familie, că nu... Da, bine, acum vă duceați la mama și zicea, dă mamă și mie, că ies în oraș la un film cu o fată. Nu, n-am avut probleme grave din acest punct de vedere, dar așa cum se știe, banii cum vin s-au și dus... Mai am mobilă de atunci, la mama, mai am mobilă de atunci. Înseamnă că era bună, era de calitate. Da. Haideți să ne uităm la o secvență din Mircea și o să continuăm pe final cu Triunghiul Morții. Mm-hmm. E bine, are tot ce-i trebuie. Stăpâne, dar o duce numai un husur. Și în fiecare clip aduce mulțumiri fratelui său milostiv. Pe unde se va fi aflând? Mi-e dor să-l văd. Hei! Arată-ți dragostea. Arată-ți remușcările. Thank you.
Luați-le. Până la urmă tot ai izbutit să scape. Să fie pedepsiți toți cei care s-au pripit. Capitane. Nicoară. Noi nu vrem război. Dar vrem ca Emirgii să recunoască locul nostru. Cum a fost? Da, din păcate mă doare foarte mult această secvență pentru că îl văd din nou pe poate cel mai bun prieten al meu din domeniul ăsta, pe George Alexandru, căruia sigur am fost și nași până la urmă, dar de George m-a legat și mă leagă în continuare o prietenie unică și după părerea mea irepetabilă. M-a doborât pierderea lui și iată că nepotul său se află. Din păcate, nici acum nu-mi revin la gândul că nu-l mai am lângă mine și că nu mai pot suna. Da. Deși de cele mai multe ori când ne vedeam, ne certam, dar locul lui a rămas neocupat până acum. Cred. Credeți în destin? Nu cred că mai avem timp să discutăm despre lucrul ăsta. Destinul a fost deschis cu mine. A fost bun? A fost bun. Nu am de ce să-i reproșez, dacă poți reproșa ceva destinului. Am avut șansa să întâlnesc oameni minunați, să am întâmplări de viață minunate, să găsesc și pe lângă meseriile mele oameni formidabil și sper ca și de acum încolo destinul, sau cum să numi el, da, să aibă grijă și de mine. Era 1999. Dumneavoastră aveați 41 de ani, Sergiu 69 și vă întâlneați din nou în Triunghiul Morții. Un film teribil. Un film greu. Chiar dacă nu mai era, așa cum spunea și domnul Sergiu, nu mai avea 10.000 de oameni, de soldați pe care să-i dirigeze, ordoneze, să-i dirigeze, chiar spunea, zice, Cristiene, și aveam noi 10.000, acum am 100 de oameni și îi îmbrac în turci, îi îmbrac în români, îi îmbrac în toate alea ca să-i prind prin cadru. Poate că lucrul ăsta se simte un pic în film, dar iată, un film care rezistă în continuare de atâta și atâta timp, chiar dacă este despre un subiect încă delicat al războiului. Da, înainte de a ne uita la secvență cu sunet, vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră și fratele sunteți cumva așa pe lângă frații Păduraru, da? Un fenomen, la fel, nu? Ați jucat în filme amândoi, diferența dintre dumneavoastră și fratele e de 11 ani și ați jucat și în film, în aceleași filme, unele dintre ele. Da, am jucat în două sau în trei filme. Înainte de atunci am condamnat pe toți la moarte, chiar am făcut un filmuleț în care eram frați, eu, desigur, mai mare și el avea doar câțiva anișori pe vremea aia. După aia, chiar în Triunghiul Morții, cred că am mai fost împreună și cred că am mai fost undeva. Deci mama e clar și a dorit doi băieți, actori amândoi. Eu vă mărturisesc, iarăși vă dau cu sinceritate o informație. Eu, la vremea în care el se gândea unde, ce să facă, am încercat să-l îndrum mai spre zona mai mult tehnică. Erați fratele cinemat. Mai mare. Da, am încercat. Era foarte priceput la lucrurile tehnice. Făcea stații de amplificare. Era un om priceput cu diode, cu triode, cu fel de... Și am încercat să-l duc în zona asta nouă. Până la urmă s-a hotărât tot să dea tot. S-a lipit de el, nu? Și iată că a făcut același lucru. Ne uităm la Triunghiul Morții și revenim, iar pe final... cu îngăduința dumneavoastră, din nou, o secvență scurtă din Triunghiul Morții. Rămâneți, ne întoarcem. Să ține singuri. Ce te-a apucat, domnule? Domnule general. Cum explici faptele dumitale? Mă cunoașteți de când eram copil. Cum puteți crede că eu aș fi putut să... Cum adică? Încerci să negi ceea ce este evident? Mă prostești? Am venit la un bărbat
care trebuie să justifice faptele sale. Domnule, nu la un oarecare. Domnule general, vă rog, a fost o faptă necugetată, o copilărie. Dar eu știu că dacă dumneavoastră doriți, aveți putere să nu dați urmare la ceea ce s-a întâmplat. Intră. O telegramă de la domnul general Crăinicianu. Citește. Domnule general, între patrie și fiul meu nu ezită în face datoria față de patrie. Hotărâți ceea ce vă dictează datoria. General Grigore Crăinicianu. Asta e culmea. Deci el crede că am nevoie ca cineva să-mi aducă aminte cum trebuie să-mi fac eu datoria. Ei bine, atunci am să fac ceea ce trebuia să facă el ca tată și că a fost ministru de război. Domnule locotenent colonel, îți acord o ultimă șansă. Fă singur ceea ce a rămas de făcut. Domnule general, dar nu există nicio dovadă împotriva mea. Există. Cele două caiete ale lui Sturza, uitate lângă cadavrul ordonanței, soldații și cu sergentul care te-au însoțit la întâlnire. Dacă fac acest gest, înseamnă că îmi recunosc vina. Am familie, domnule general. Am doi copii. N-ai știut acest lucru atunci când ați plănuit faptele? Nu pot. Nu pot. Îl dai pe mâna curții marțiale. Nu pot. Aici nu-i vorba de o dezerțiune, ci de o trădare de patrie. Făcută cu premeditare și calcul. Am să cer pedeapsa capitală. Maestre, un moment zguduitor. Da. Pot să vă spun că domnul Sergiu avea un scenariu scris și îmi spunea în perioada filmărilor despre locotenent colonelul Crăinicianu, pe care îl jucam eu, un scenariu în care era viața lui, a locotenent colonelului, și a întregii întâmplări asta cu trădarea, a fost, n-a fost. Deci urma să facem împreună un film în care eu și, mă rog, locotenent colonelul Crăinicianu să fie rolul, personajul principal. N-am mai avut timp să-l fac. Întotdeauna când filmați cu Sergiu, trebuia să știți și ce se întâmplă acolo, istoric vorbind. Trebuia să citiți, să învățați. Da, sigur. Că cine știe, dacă vă punea vreo întrebare, trebuia să fiți foarte prompt. A face un rol, așa cum văd eu meseria asta, nu înseamnă doar a învăța textul și a veni la platou. E o doză de cercetare, e o zonă de cercetare, de documentare, pentru că altfel ar fi meserii destul de simple. Da, e adevărat. Ce vă mai așteaptă, maestre, acum că s-au ridicat restricțiile și că sunteți, nu, angrenat în povestea asta cu teatrul Stella Popescu, ce nume, ce brand. Așa este. Nu? Păi, cum vă spuneam, voi încerca și sunt convins că alături de colegii mei voi reuși să dăm un traseu mult mai clar teatrului Stella Popescu, cu spectacole bune, și vă spun în premieră acum, am acceptul persoanei despre care voi vorbi, că am deja antamat, ca să spun așa, un spectacol în regia unui absolut minunat regizor, Victor Ioan Frunză. Minunat. Pe care îl știm și îl așteptăm cu toții. Exact. Am acceptul dumnealui, ne-am văzut zilele trecute și va începe să monteze un spectacol la Teatrul Stella Popescu. Un lucru pe care eu consider un început de drum extrem de important. Felicitări, maestre, vă îmbrățișez, multă sănătate, să ne revedem cu bine la teatru! Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem aici, ca de obicei, sâmbăta și duminica de la ora 15. Acum, pe final, o secvență intensă din Triunghiul Morții. Numai bine! Ați văzut, domnule general, ce ușor poate fi mulțumită mulțimea? Nu păreți prea fericit. Trăim, domnule Goga, într-o lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel.
Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Nu ne prăbușim, domnule general, nici de numărul dușmanilor, nici de armamentul lor. Boala o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.